Ana, ultima verificare înainte de Jocurilor Olimpice, cum a fost pentru tine, cum a fost pentru colegii tăi? Cred că această competiție a fost constructivă, mi-am verificat noua săritură, sunt bucuroasă că am scos-o pe tare și în același timp sunt bucuroasă că am făcut un concurs pe 4 aparate stat. Cât contează pentru voi că știți acum componența echipei, faceți altfel planul tactic, să zice așa, cine intră prima, cine intră a doua? Sau... Da, în următoarele săptămâni, asta urmează să lucrăm, să vedem cum putem să compunem echipa cât mai bine încât să scoatem cel mai bun rezultat. Cam cu cât timp înainte o să înceapă emoțiile pentru Jocurile Olimpice? Nu vă pot spune de pe acum că urmează să aflu și eu, că na, o să fie desigur emoții, dar sper să le transform în constructive și să le gestionezi foarte bine. Te-ai visat vreodată concurând la Paris până acum? Da, am visat de când eram mică, de când m-am apucat de gimnastică să ajung la Paris la Olimpiadă. Când ai luat cele 6 medalii la campionatul european de junioare, te gândeai că o să ajungi în 2024 la Paris? Atunci a fost foarte copleșitor momentul respectiv, dar pot să zic că de-abia după un an în care am început să văd efectiv cum se simte gimnastica, corp mai matur, cu altfel de competiții, am realizat unde vreau să ajung și cât am de lucrat până acolo. Te imagineai vreodată cu medalie la Jocurile Olimpice și ce vei face în ora următoare? Ce voi face după, nu m-am imaginat, dar cu medalia, da, desigur am visat la asta. Dacă ai putea să încurajezi românii la un alt sport la Jocurile Olimpice, la care sport? Că știu că puteți să vă mai duceți dacă aveți timp liber. Da, și am auzit chestia asta că avem posibilitatea să fim spectatori la alte sporturi, dar nu știu, sunt prea concentrată pe ce am eu de făcut și mi-e greu să mă gândesc la alt sport, dar mi-ar plăcea să susțin cât mai mulți români. Nu știu, not, că, na, not, ca noi nu prea am urmărit, dar știu că sunt foarte buni, scrimă, da, mi-ar plăcea să merg. În satul olimpic te-ai văzut vreodată așa cum puterea minții? Știu că e foarte frumos, am înțeles că e foarte frumos, toți sportivii la un loc. Da, și eu toate poveștile pe care le-am auzit despre Olimpiada au fost în mare parte legate și de satul olimpic, că atmosfera foarte frumoasă cu atâția sportivi de, na, talie mondială, cei mai buni, să mă aflu printre ei, o să fie ceva unic. De regulă iei autografe? O să-mi aduc un carnețel, o să-l fac special pentru autografe, doar sper să avem timp. Să, na. Și tu ai exersat un autograf ca să dai fanilor tăi? Nu, nu, n-am exersat semnătura mea sau numele. Ce crezi tu că se va întâmpla la Jocurile Olimpice? Este foarte greu să spun ce se va întâmpla în viitor, pentru că nu e în puterea mea să zic asta, dar eu știu că o să fac tot ce îmi stă mie în putință și sunt sigură că și colegele mele o să fac același lucru, să dăm tot ce mai bun în antrenamente, încât să fim cât mai pregătite la competiție și acolo să dăm tot ce putem mai bun. Te ajută că mergi cu avionul Nadia Comăneci? Wow, da, este un lucru extraordinar, nici m-am gândit la această posibilitate, adică să te gândești că mergi la Olimpiadă cu numele sportivei care, na, a fost regina Montrealului, atunci e extraordinar.